Hei, salutare, jupi neilor, bine ați venit la un nou episod și despre FIFA 20, un nou clip din seria cu SBC-uri sau pe Copenic, nici eu știu unde o să încadrez acest episod. Dar înainte să începem, nu uitați să apăsați piciorul de așa de axă, să ați un comentariu, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Avem un base icon player pack, o legendă, baby, și nu e pe contul meu, e pe contul lui Pufo, a.k.a. Jupinu. I-am mai făcut și am luat SN, după cum știți că am pus episodul pe canal. Da, mi-aș dori să și el își dorește și eu mi-aș dori să iau ceva ofensiv. S-a legat aici bine cu ăștia doi. Chiar nice, dacă îi dă lui Acunia un shadow. Bolasi, nu mai zic. 4 cu 5, păcat de medium low, dar oricum e un card insane cu Deadeye și Sporting are șanse să meargă departe. A fost pe Lozano, l-ar putea integra și pe ăsta, cumva. În fine, da. Mai vreau să vă zic ceva? Dacă aveți base icon și vreți să vi le deschid pe episod sau pe live, puteți să mă căutați pe Facebook, pe Messenger, pe Discord, pe Instagram, aveți link-uri în descriere. Asta e un episod relativ scurt. Și da, nu, hai să vedem ce prinde. Mi-ar plăcea Eusebio, Gullit, Rotolit, pardon, pă, Maradona, sunt mulți, R9, ar fi. Sper să nu-i dea un bullshit, frate. Așa că i-am dat drumul, nu? Eu, ia. Avem nevoie de un steag bun, frate. Ia să vedem steagul. Brazilia. Brazilia e bun. CIM, Ronaldinho. Sau Socrates, cine? Ronaldinho. Kaká. Ah, nu-i rău, nu-i rău, nu-i rău. Putea să mai fie Ronaldinho. Și Socrates, bă, cred că e foarte bun Kaká. Mamă, insane. Decât să-i fi dat o bășină, e și ofensiv. Oh, da. Iai că nou, lansat anul ăsta. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. 88 pace, 90 dribbling. L-a lăsat tot așa. Îl jos și am și dai Deadeye și rupe, frate. Frățioare, rupe, rupe, rupe tot. Acest card e insane oricum. E insane. Am zis Brazilia și de că avem Brazilia. Incredibil. Oh. This shit is real, man. Ia să vedem cardul. 4 cu 5 high medium, frate. Cât de tare e, mă. Da, ai dat Deadeye și e o fiară, fratele meu. Hai că în profile a jucat și la Milan, a jucat cele mai multe meciuri. Ha. Superb. Superb, frate. Un icon bun care costă 800, aproape 900 de mii. Hai să-l băgăm în echipă și să vedem cum arată. Oricum e tare, e tare rău iconul ăsta. Are două iconuri bombă. Mi l-a dat și pe Sien, care și el tot așa e. 900 de mii, deci a prins bine băiatul ăsta. Și mă bucur pentru el. Probabil o să mai facă. Dar, uite, s-a scos cu două legende. Și cam asta a fost episodul, fraților. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Surdeaciu. Gazda voastră, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari. Și până data viitoare, pace, stimă, iubire, credință, big boy, big smoke, respect pe viață, mă atrageau!